A vorbit fratele și a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze, Beniamin Belgian. Amin. Și să te păzească, Beniamin Belgian. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, Beniamin Belgian. Amin. Și să se îndure de tine, Beniamin Belgian. Amin. Domnul să-și înalță fața peste tine și să-ți dea pacea, Beniamin Belgian. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a zis Domnul. Amin. Haideți cu toți să intrăm înaintea Domnului. Dragoste și înaintea puterii tale, Dumnezeule Tată scump care locuiești în ceruri, mă înfățișezi înaintea dragostei tale cu chipul și asemănarea ta. O, Doamne, îți mulțumesc pentru el, Doamne, că l-ai adus pe lume sănătos. Îți mulțumesc, Dumnezeule meu, că tu, Emanuele scump și drag, i-ai dat chipul tău, Doamne, frumos să-l poartă pe pământul acesta, Doamne. De aceea ești rugat, Dumnezeul meu și Creatorul meu, în numele celui drag al Domnului Iisus Hristos, Doamne, ne rugăm pentru acest micuț, Doamne, cu nume de Beniamin, Doamne, te rog pe tine, Iisuse, Doamne, care știm că numai tu poți să dai binecuvântarea, Doamne, te rog să lași binecuvântarea ta peste el în această dimineață, Doamne. Mă rog pentru el, Dumnezeu meu, să-l ferești, Doamne, de tot ce ar putea să vină rău pe pământul acesta, Doamne. Mă rog, Dumnezeu meu, ca ocrotirea ta să fie peste el, Doamne. Tu să-l păzești, Doamne, de ape. Să-l păzești de foc, Doamne, Dumnezeu meu. Să-l păzești, Dumnezeu meu, ca nimic în rău să nu se atingă de el, Dumnezeule. Te rog, Doamne, binecuvintează mânuțile lui, Doamne. Binecuvintează, Doamne, picioarele lui, Doamne. Binecuvintează, Doamne, sufletul lui, Doamne, Doamne. Te rog, Iisuse, ca Tu să faci din el, Doamne, Dumnezeule, un slujitor al Tău, Doamne, că va fi mare, Doamne, ca el să crească în casa Ta, Dumnezeul meu. Și crescând în casa Ta, Doamne, că va fi mare să te folosești de el, Doamne. În numele lui Iisus îți mulțumesc pentru el, pentru părinții lui, pentru familia lui, Doamne, pentru bunicii lui, Doamne. De aceea ești rugat, Iisuse, să lași binecuvântarea Ta peste el. Amin. Amin.